Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog de pe acest canal. Astăzi fac un vlog prin a vă arăta ce schimbări am mai făcut. Ia uitați, am băgat aici aproape tot mii de floriul. Ia uitați. Dacă vă întrebați unde este cocoșul cel galben, l-am băgat că se bat cei doi și l-am băgat separat. Vă arăt și unde l-am băgat. Imediat, stați un pic să mă șterg telefonul, că o vreme foarte urâtă. Ia uitați aici, cochinchina au pitit cu mii de floruri porțelan. Sunt aici, au rumeguș, mâncare, mâncat tot grâul. Aici au apă. Aici este cocoșul cel bătăuș, care stă singur, deoarece se bate cu celălalt. O să-l bag când o să scot ouă din el și familia lui, o să le bag aici. Este o vreme foarte urâtă afară. Stați să mă duc undeva să filmez. Da, fac vlog scurt. Pe cei de mii de flori am mutat acolo. Pentru că atunci când va veni iarna mai mare și va fi mai frig, să stea acolo la căldură. Și porțelanul stă cu cochinchinaul și cu cocoșul acela separat și va fi totul ok. Am făcut aceste schimbări și mi-am achiziționat și cochinchina pitic negru bobat, adică cocoșul negru și găina negru bobat. Vedeți, Brahmaul are aici mâncare destulă, a învărsat apa, ia uitați ce a făcut aici, tot s-a udat, era plină. Da. Și cam atât a fost și cu acest vlog. Fac vlog scurt, că ia uitați cum e vremea afară, plouă, ninge, nici... O, ia uitați. Deci nu știu. Na. Asta este. Ia uitați-le, găinile de Brahma. În această cutie am adus cochinchinaul pitic. Trebuie să iau grâul din portbagaj și da. Cam atât a fost și cu acest vlog. Eu am fost Alex și ne vom revedea pe data viitoare. Pa, pa!